Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi într-o zi în care vrem să vorbim despre ce vorbește toată lumea, despre olimpiadă. Normal, vrem să aflăm dacă știe suceveanul unde se desfășoară această olimpiadă, ce părere are despre organizările de acolo, despre noul lot olimpic românesc și eventual, cine știe, când se va desfășura o astfel de olimpiadă și în România. Ei, zâmbim și noi. Care olimpiadă? Nu știu ce vorbești. Olimpiada de anul acesta. La Beijing, nu? Unde se desfășoară olimpiada de anul acesta? La Beijing. La Beijing, nu? În Beijing, în China. Ce olimpiadă? La Beijing. La Beijing. Parcă pe Bistrița Năsău sau București. Nu, nu, Jocurile Olimpice. Jocurile Olimpice? Nu știu asta. Crede-mă. Da. Super. Pentru noi bun. Chiar că o zis că-s făcute... Da. Din alea pe calculator, a fost bun. Care-i problema? La noi e mai bun? Foarte frumos. Foarte frumos. Nu au fost foarte bine organizați, după părerea mea. N-am văzut-o, dar a fost frumos. Nu prea, cum să vă spun, nu prea cu mare, da. Deschiderea foarte frumos, româncile noastre date dracu. Două măcar mi-au părut bine. Care, n-ați văzut, am luat aur la mai multe, la canotaj, la gimnastică, au fost, au fost, avem. Potrivit, nici prea, nici. Nu știu, nu prea am avut timp să mă uit. Așteptăm, stăm bine, pe locul 12, dacă nu mă înșel. Cred că a să aibă, o să iei medalii, că anul ăsta văd că o luat câteva medalii, prea multe, dar gimnastica văd că va puține. Tineretul ăsta care e la cu ăștia, dar restul, canotaj odată în bar, sportivii nu prea, nu știu, să vă spun, noi așteptăm cât mai mult, cât mai bine din partea lor. Performanță, nu, are bună, pentru că e destul de nu există în România așa ceva să iei româncile noastre. De ce? Că nu se implică destul, însă așa mai nepăsători, nu știu, așa suntem noi românii. Nu se implică nici guvernul. Nici, de exemplu, na, mari patroni pot să implice, să facă ceva, da? Păi că nu se dorește. Dacă s-ar dori performanță să fie, s-ar investi. Nu știu, adică nu e nimeni interesat foarte mult. Na, asta nu pot să știu eu, Asta de la conducere, de la... Eu cred că se investește dintr-un punct de vedere. Poate că n-au bani. Peste vreo 15 ani, cred că 20, când o să ne schimbăm și noi mentalitatea. Că nu știu dacă o să ne schimbăm noi românii vreodată. Că așa suntem noi, românii. Nu ne putem schimba. Asta este, nu vedeți? Asta e românul. Asta e realitate. Păcat, păcat că avem o țară foarte frumoasă. La noi mai durează, nu? Este vreo 20 ani, cred. În primul rând nu este spațiu, după părerea mea. Iar ca să organizezi Jocurile Olimpice, ai nevoie de un buget destul de mare. Și atunci, țara noastră nu prea dispune de așa ceva momentan. Mai târziu nu, nu se știe niciodată. Nu știu dacă va fi vreodată. Noi le-am dorit în fiecare an, dar nu se poate. Cât mai repede. Cred că așa așteaptă toată lumea, nu? Când credeți că ar fi posibil să se desfășoare la noi în România Jocurile Olimpice? Cam acum aia parcă este... Când? Jocurile Olimpice. Na, cam un an de zile ei spun că durează. Așa am înțeles. Un an. La România. În România? Unii când se aduce prin țări străini, asta nu mai știu. Jocurile Olimpice, cum stăm? De multe ori am stat bine și anul acesta nu putem spune că stăm rău. Chiar dacă este un nou lot olimpic, chiar așa de slab nu stăm. Ce-i drept, poate nu stăm așa de bine cu sălile, cu echipamentul pentru sportivi, cu investițiile, dar trebuie să luăm în calcul că mai contează ceva. Cât de mult curaj avem, cât de mult vrem să ajungem undeva. Și mulți dintre noi ajung acolo unde își doresc. Mai precis, cum a fost și anul acesta la Beijing și, bineînțeles, la una din medalii. S-au mai întâmplat și lucruri pe care nu ni le-am dorit, cum a fost cazul unui olimpic de-al nostru, care nu a știut că la o anumită oră trebuia să intre în concurs. Și a ajuns frumos la Beijing, s-a întors acasă, ce avea să facă dacă nu a putut să performeze acolo. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți un SMS la 0744 238 830.
Nu uitați www.viatansuceava.ro. Vă așteaptă comentariile, ideile și așa mai departe. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Emisiune sponsorizată de Alsace Mod SRL. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Super ofertă la Alsace Mod! Set sufragerie Caro la doar 1590 de lei.